am văzut supremația morții lui Hristos privind la modul în care Hristos mântuiește și anume într-o manieră completă. Următorul punct care ne ajută să vedem supremația lui Hristos este acesta. Hristos mântuiește exclusiv, adică doar El. Cu alte cuvinte, nu există mântuire în afara persoanei lui Hristos. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În zilele noastre ești catalogat drept fanatic, habotnic, arogant dacă pretinzi că există o singură cale spre Dumnezeu. Totuși, Isus a declarat de nenumărate ori că nimeni nu vine la Dumnezeu, Tatăl, decât prin El. El nu este una dintre căi, El nu este un adevăr, El nu este o viață, ci El este calea, El este singurul adevăr. El este singura viață. De ce doar prin Hristos? Din două considerente. Cel care mântuiește trebuie să fie pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. În primul rând, mântuirea este o realizare divină, nu o realizare umană. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, acolo este scris că mântuirea aparține Domnului. Sau în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și mântuirea aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și, în al doilea rând, cel care mântuiește trebuie să fie pe deplin om. Da, sfințenia, mânia și dreptatea lui Dumnezeu nu i-ar permite lui să ierte păcatul, fără o achitare a plății păcatului. Miei, taurii și porumbeii. Am, am văzut, nu, nu ar putea niciodată să satisfacă cerințele de dreptate ale lui Dumnezeu. Un al doilea Adam trebuia să repare ceea ce primul Adam a strigat. Mântuitorul trebuia să fie sfânt, trebuia, trebuia să fie fără păcat, trebuia să fie drept. Mântuitorul trebuia de asemenea să fie om și Dumnezeu pentru a reprezenta ambele părți. De aceea doar Isus se califică în prima epistolă a Apostolului Pavel scrisă către Timotei, Apostolul scrie că ci este un singur Dumnezeu și un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos. Hristos este singurul om care a ascultat perfect de Tatăl. Era necesar pentru ca omul să fie mântuit, ca legea lui Dumnezeu să fie respectată. Pentru că nimeni nu poate vedea fața lui Dumnezeu dacă nu este desăvârșit în dreptate. Hristos a ascultat în particular la onorându-și tatăl și mama, iar în ultimii trei ani a ascultat în mod public de Dumnezeu, cheltuind și fiind cheltuit în slujba lui Dumnezeu. Dacă vreți să știți cum arată viața unui om care a fost în, în întregime conformă cu foaia lui Dumnezeu, priviți la Hristos. De aceea el a spus s-a sfârșit. Iar noi, poporul său, credem cu cea mai mare bucurie că este chiar așa. Isus este minunea cerului. Da, este îngrijorarea iadului. Și, dar este și calea de ieșire a omenirii din păcat, din vinovăție, din moarte și iad. Pentru a ilustra mai bine acest adevăr, vreau să ne gândim la următoarea istorisire. Un bărbat care dorea să se pocăiască a au auzit că în sat se va organiza o evangelizare și dorea și el să participe. Totuși, el a întârziat și a ajuns pe când evenimentul s-a încheiat. L-a căutat pe pastor și l-a întrebat ce trebuie să facă ca să fiu mântuit. Pastorul i-a răspuns, este prea târziu, dar nu mai poți face nimic. Omul nostru, crezând că se referă la eveniment, a întrebat alarmat din nou, ce trebuie să fac pentru a fi salvat? Pastorul a repetat, este prea târziu, nu poți face nimic. Deja s-a făcut totul. Aceasta este esența Evangheliei. Toate celelalte religii ne învață ce trebuie să facem noi, păcătoși pentru a fi salvați. Creștinismul afirmă că păcătosul nu poate face nimic pentru a fi salvat. Adică nu poate contribui cu nimic la salvarea lui. Vestea bună este că s-a sfârșit. Această afirmație s-a sfârșit. A consolidat cerul. A zguduit iadul. A consolat pământul. L-a încântat pe tatăl. L-a glorificat pe fiul a coborât Duhul Sfânt și a confirmat legământul veșnic pentru toți cei aleși ai Lui Dumnezeu. Nu există mântuire în afara persoanei și lucrării Lui Hristos. Cel mai important adevăr este că Isus a luat locul nostru pe cruce. Hristos nu a murit doar ca reprezentant al nostru, El a murit ca înlocuitor al nostru. Cum aplicăm aceste adevăruri în viața noastră? dacă încerci să plătești pentru mântuirea ta, înseamnă că nu crezi că Hristos a plătit totul. De aceea, crede și pocăiește-te. Nu ca să contribui, ci pentru că Hristos a contribuit exclusiv. A plătit pe deplin. Ce trebuie să facem de acum? Să fim atenți la motivația fiecărei acțiuni. Venim la biserică pentru că ne gândim că asta Va ajuta la mântuirea noastră? Facem ceea ce facem pentru că vrem să ne asigurăm noi un loc în cer? Dacă facem asta, dacă avem atitudinea asta, îl luăm locul lui Hristos. Cred că în fața crucii, fiecare dintre noi ar trebui să, să, ne, să ne analizăm viața și să vedem cât loc ocupă Hristos în ea. Pentru că dacă Hristos nu este 100% Dumnezeu și Domn în viața noastră, atunci nu este de fapt deloc. În fața crucii, speranța se găsește în cuvintele lui Hristos. S-a sfârșit. Acesta este adevărul, pur și simplu.